Primim România și pentru ea murim. Deja este totul, părinți, unii și copii. Națiunea e de aur și veci o vom iubi. Vesundem din Moldova, Ardeal din Otrana, din țara românească, noi vă iubim cu drag. Pentru pace, pentru frații am luptat, pentru neapărare și pentru singur stat. Românii, națiunea e de aur și veci o vom iubi. Că suntem din Moldova, Ardeal din Otrana, din țara românească, noi vă iubim cu drag. România, trezește-te! Măști lor tuturor frumos, că ce bine este, haide că așa vă apără de COVID. Ei care sunt inofensivi, care nu transmit, da? Sau dacă au avut, sigur au avut, o zi atât au suferit și nici nu și-au dat seama, poate, da? Și acum ce facem? Hai să-i băgăm fiecare cu creta sa, fiecare cu pachetelul său, nu-l atinge pe coleg, nu-l atinge, care după ce vor ieși de la școală, se vor lua în brațe și se vor juca împreună, da? Dar nu mi-e frică de acest lucru, mie mi-e frică că după aceea se va ajunge la ceva și mai agresiv, da? Vor ajunge să îi testeze, după care vor ajunge la părinți, la bunici, da? Și așa va face o pușcărie națională. Acest lucru se vrea, fraților. Ce mesaj, o secundă, ce mesaj aveți pentru cei care sunt acum internați în spitale și suferă? Pentru cei care sunt internați în spitale și care sunt gata să moară, ce mesaj aveți? Ei nu mor de COVID. Dar de ce mor? Nu, ei mor pentru că au alte patologii vechi, da? Mor cu COVID, da? Ce le spuneți dumneavoastră celor de tuberculoză? Da? Care sunt mult mai mulți și mor în fiecare sunt an. Sunt foarte mulți tineri care nu au comorbidități, care sunt... Nu sunt mulți tineri. Nu sunt mulți. Nu. Este totul o manipulare. Asta vă zic. Da? Ce le spuneți celor care nu-și mai iau medicamente din cauza că suferă de cancer? Cei de tuberculoză, de diabet, da? Tatăl meu a murit de infarct. De ce? Că a fost plimbat de la un spital la altul pe perioada pandemiei. Da? Nu aici, hai că te tratezi acolo, hai du-te acasă, vină înapoi, du-te înainte. Da? Ce, dumneavoastră, ce spuneți? Despre tatăl meu, ce nu puteți spune? Spuneți-mi dumneavoastră. Astăzi, fraților, se moare numai de COVID. De altceva nu se mai moare, ca să știți, da? Numai de COVID, fraților, ne-au pus pe țambal. Da. Deci asta e. Nu, e o îndobitocire națională, da? E o îndobitocire națională. Fraților, ridicați capetele, da? Depărtați-vă un metru să vedeți toată panorama. Nu vă apropiați prea mult de ceea ce vă dau eu, da? Și mi-asum ceea ce spun. Doamne ajută și Hristos a înviat! Nu uitați că aici este o luptă între oculta satanică și care vrea să termine, așa zisul, pe toți creștinii, dar Hristos nu va cădea niciodată. Aici nu știu ei. Doamne ajută, bucurie! Nu-mi place că e a noastră. Gata, mă.